Odinioară, domnișoara Camelia trăia în marele oraș al muzicii. Mulțimi de oameni mergeau la concertele ei, zi și noapte, pentru că era o cântăreață pricepută și faimoasă. Oamenii o iubeau. Dar într-o seară, chiar înainte de spectacol, aceasta și-a pierdut vocea și atunci a încetat să zâmbească. S-a repezit să iasă din sala de teatru și odată ajuns în stradă, a fugit tot drumul până la apartamentul său. S-a așezat pe pat și a început să plângă. A plâns fără oprire până a rămas fără lacrimi. Lipsea ceva, ceva de mare însemnătate, așa că a decis că trebuie să se întoarcă la rădăcinile ei și a împachetat valiza și a lăsat orașul în urmă. S-a dus la țară, departe de mulțim, de zgomotul mașinilor și de sclipirile nebunești ale aparatelor de fotografiat. A mers în pădurea de Mesteacăn și acolo a intrat într-o poiană. În mijlocul poianei se afla o cabană care arăta destul de ponosită și decăzută din strălucirea ei de altă dată. Domnișoara Camelia s-a oprit lângă ușa de lemn și și-a pus valiza jos. S-a așezat pe ea și a ascultat păsările ciripind și pârâul care susura pe deal. Apoi s-a ridicat emoționată, a întins brațele și a inspirat aerul sălbăticimii. A intrat în capana neîncuiată și prăfuită și a despachetat câteva lucruri. Păianjenii se înghesuiau pe niște pânze în interiorul cabanei, dar ei nu-i păsa și nu era frică de ei. S-a dezbrăcat de hainele de oraș și și-a pus altele noi. Părea cu totul altfel. Purta ghete roșii, adecvate pentru drumeții, pantaloni galben verzui ca muștarul, o cămașă colorată precum un curcubeu și o pălărie de soare. Ceva mai multă energie în trup și în suflet. A început să ridice buturugi, bețe, paie, vreascuri mici și vreascuri mari. Unele materiale erau uscate, altele erau deja destul de descompuse. Aceasta le-a așezat pe toate într-o grămadă lungă care arăta precum un râu șerpuitor pe o hartă. Apoi le-a stropit cu apă proaspătă de la izvorul din apropiere. Veverițe aruncau priviri șovăitoare asupra ei, la fel și puii de căprioară, până și un urs privea uimit din spatele unui trunchi de brad. "Ce face acest om în pădurea noastră?" toate animalele păreau să spună. Cu toate acestea, curiozitatea l-a captivat și au venit să o vadă pe domnișoara Camelia în fiecare zi. De fiecare dată, apropiindu-se mai mult de ea decât în ziua anterioară. Le-a devenit în curând clar ce făcea aceasta. Construia dealuri formate din rămășițe naturale, de jur împrejurul poienei, înconjurând-o. Totuși, încă se întrebau de ce. Construiește cumva un cuib? A ciripit o păsărică. Toate creaturile se întrebau ce făcea cu adevărat această femeie ciudată în pădurea și poiana lor. Într-o zi, domnișoara Camelia a plecat, dar s-a întors după câteva ore cu o căruță trasă de un cal. Ea a început să golească conținutul acesteia pe grămada de butuci și vreascuri. A împrăștiat bălegarul vechi peste materiale. A adăugat iar câteva ramuri uscate, apoi a completat totul cu un strat de compost. La baza mormanului, de jur împrejur, a pus pietre mari pentru a susține structura. Apoi a stropit cu apă peste tot mormanul. Acum așteptăm, spuse ea încet, ștergându-și transpirația de pe frunte. Cântați-ne o melodie! Au ciripit păsărelele la unison. La fel ca oamenii din marele oraș, și acestea știau cine este domnișoara Camelia și ce voce minunată are. Zvonurile se răspândiseră până acolo, deși erau puțin în urmă cu noutățile.
păsărelele nu știau că aceasta își pierduse vocea de cântăreață. Deodată, domnișoara Camelia s-a încruntat și nici nu a cântat. Văzând cât de supărată a devenit aceasta, o păsărică a ales o crenguță uscată și a dus-o la grămada care deja arăta mai mult ca o mare movilă. Domnișoara Camelia a început să fluiere în ritm de piesă muzicală și gestul acesta i-a pus din nou pe toți într-o bună dispoziție. După ce câteva zile, nopți, săptămâni și furtuni au trecut, domnișoara Camelia a testat manual solul și a văzut viermii care se înghesuiau fericiți în el. Aceștia erau în toiul unei petreceri. Acum este timpul să plantăm semințele, a spus ea. Și avea dreptate. Movila de permacultură era plină de viață, gata să dea naștere altor vietăți. Domnișoara Camelia a adăugat un strat de paie uscate deasupra și apoi printre ele a plantat semințe. Semințe de flori, de legume, tot felul de semințe benefice. A urmat mai târziu înfloririle uimitoare și impresionante, apoi fructele delicioase și, în sfârșit, au înțeles cu toții, în timp ce ronțăiau din bunătăți și o privau pe domnișoara Camelia înflorind și aproape zburând de bucurie. Au înțeles de ce a venit ea acolo și de ce a construit acea movilă cu propriile mâini. Era o experiență atât de satisfăcătoare să vadă roadele muncii sale, să le guste și să le împărtășească cu alte ființe. În pălăria de paie și în pantalonii ei largi, domnișoara Camelia și-a găsit din nou zâmbetul și după aceea totul a devenit posibil. Înconjurată de prietenii săi sălbatici, sub cerul înstelat, ea în sfârșit a reînceput să cânte. Și toți au fost martorii minunatei sale voci în grădina de permacultură.